Dublă vicecampioană mondială la lupte, stelista Alina Vuc a început în forță anul 2020. Cum se pregătește pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, aflați dintr-un interviu exclusiv Steaua TV. Alina, care a fost primul gând pe care l-ai avut pe 1 ianuarie anul acesta? Nu știu, m-am gândit la cum va decurge anul acesta. Ce scenariu ai în cap? Jocurile Olimpice. Ai intrat în forță în noul an. Ești mulțumită de evoluția ta de la Roma? Pot să spun că sunt chiar mulțumită de evoluția pe care am avut-o la acest turneu, fiind un turneu foarte puternic în care primul meci am învins-o pe campioana europeană de anul trecut. Al doilea meci am avut cu o sportivă din Belarus, medaliată și ea la campionatele europene de anul trecut. Al treilea meci cu o sportivă din America, campioană la Panamericane. Iar în finală, din păcate, am pierdut chiar în ultimele secunde în fața unei sportive și a vicecampioană mondială într-o categorie mai mare de greutate. Ce nu a mers în finala cu Sara Hildebrand? Cred că, nu știu, ar fi trebuit să rămân concentrată până la sfârșitul meciului. Poate m-am relaxat în ultimele 15 secunde. E prima dată când fac o asemenea greșeală la un concurs și sper să fie și ultima dată când pierd în ultimele secunde. E o învățătură de minte, să zicem așa, acest eșec de la Roma? E ceva foarte greu de suportat, să știi că mai sunt două secunde când tu ai cedat punctul, dar am de învățat și mă bucur că lucrul ăsta nu s-a întâmplat la o competiție mai importantă. Ce urmează pentru tine în perioada imediat următoare? Peste 3 săptămâni ne vom întoarce la Roma, unde va fi campionatul european. Mai sunt câteva luni până la Jocurile Olimpice. Ești pregătită? Mai sunt câteva luni până la Jocurile Olimpice. Bineînțeles că nu sunt pregătită acum. Este timp în care să prind vârful de formă până la Jocurile Olimpice. Important este doar să fiu sănătoasă, să pot parcurge toate etapele pregătirii exact așa cum trebuie. Să spunem că se va îndeplini marele vis și vei deveni campion olimpic. Ce vei face după aceea? Mi se tot pune întrebarea asta. Am același răspuns. Nu știu, nu m-am gândit ce voi face după Jocurile Olimpice. Deocamdată mă gândesc doar la Jocurile Olimpice, doar la ce o să se întâmple acolo și sper să-mi pot îndeplini visul. Hei, vreți să fiți la curent cu ce fac sportivii noștri? Dați subscribe la Steaua TV pe canalul de YouTube și dați follow pe Instagram Steaua TV Oficial. Forța Steaua!